Aflat într-o vizită în județul Suceava, ministrul mediului și pădurilor, Laszlo Borbély, a vizitat două localități în care se execută lucrări de împădurire finanțate cu bani de la Fondul de Mediu. Este vorba de un program de împădurire a 200 de hectare de teren agricol în 6 localități din județ. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Fluturi, a spus ministrului mediului că a pregătit cereri de finanțare pentru împădurirea altor 1000 de hectare de teren din județul Suceava. Acum punem frasinul. În zonele cu umiditate foarte mare punem frasinul. Paltin punem aici și sigur că o să vedeți, ele sunt și delimitate în funcție de bonitatea terenului. Mai avem și aici un al doilea perimetru, tot în comuna Ciprian Porumbescu, cu o formulă asemănătoare. Și terenul ăsta este aici în vecinătatea satului, pe noi ne ajută, pentru că ploile din ultima perioadă au creat probleme cu inundațiile. Am primit aici fonduri, avem în jur de 40 de miliarde lei vechi de la Fondul de Mediu, de la dumneavoastră, și noi suntem cu 15 miliarde în acest proiect implicați, cu autoritățile locale. Interesul e mare și vă spun că mai am o listă de aproape 1000 de hectare de terenuri degradate care la fel dorim să intre, dacă veți avea fonduri, suntem pregătiți. Ministrul Mediului a arătat că în acest an au fost alocați pentru împăduriri de 6 ori mai mulți bani decât anul trecut. Acesta a spus că împădurirea terenurilor este și o formă de prevenire a inundațiilor. Noi anul acesta ne-am concentrat pe împăduriri și am dat de 6 ori mai mulți bani decât anul trecut, să știți. Dacă era o împădurire masivă sau dacă erau făcute zone mai multe care să oprească apa, e clar că nu era inundația care a fost anul acesta. De menționat este faptul că ministrul mediului a alocat în acest an fonduri de 75 de miliarde de lei vechi pentru lucrări de prevenire a inundațiilor în județul Suceava.